Vă rog, doamna deputat. Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință, stimate colege, stimați colegi. Declarație politică, locul României în cadrul noii viziuni strategice a Uniunii Europene. Strategia globală a Uniunii Europene trebuie să servească fiecare cetățean. Acesta este mesajul transmis de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, doamna Federica Mogherini, cu ocazia vizitei efectuate în România săptămâna trecută. Și pentru că strategia să nu rămână doar un simplu document pe hârtie, este nevoie de dialog direct pe toate palierele instituționale cu toți partenerii europeni pentru a armoniza obiectivele globale cu cele naționale ale fiecărui stat. Noua strategie globală a Uniunii presupune conectarea politicilor interne cu politica externă. Implementarea acestei strategii a început deja. În acest moment, prioritățile politice externe ale Uniunii Europene sunt securitatea Uniunii atât la granițele exterioare cât și în spațiul interior, întărirea capacității statelor și a societăților din sud-estul Europei de a se adapta situației dificile legate de fenomenul migrației, o abordare integrată a conflictelor, stabilirea unor mecanisme regionale bazate pe cooperare, transformarea guvernanței globale în acord cu secolul 21. Pentru România, cele două probleme s-au evidențiat a fi importante în mod deosebit și anume securitatea în zona Mării Negre și menținerea angajamentului Uniunii Europene față de Republica Moldova. Țara noastră a sprijinit permanent consolidarea în domeniul securității și apărării la nivel european, atât pe palier civil cât și pe cel militar, iar măsurile de implementare a strategiei sunt menite să conducă la creșterea coeziunii între statele membre ale Uniunii și de asemenea să asigure complementaritatea cu NATO și evitarea suprapunerilor. În același timp, securitatea în zona Mării Negre reprezintă o prioritate absolută pentru Uniunea Europeană, o prioritate asumată împreună cu România și care va deveni un obiectiv din ce în ce mai important în perioada următoare. România este deja implicată total în mecanismul de securitate european în această parte a lumii, participând direct la cele 14 din 17 misiuni desfășurate de Uniunea Europeană în regiune. Țara noastră asigură direct protecția granițelor europene și a făcut-o mereu în ultimii ani, consecvent și responsabil, un gest de solidaritate fără echivoc față de dificultățile create de cea mai mare criză umanitară de la al doilea război mondial. În ceea ce privește Republica Moldova, am primit asigurări din partea înaltului reprezentant că suportul Uniunii Europene merge către aceleași politici interne care îmbunătățesc în mod real viața cetățenilor, care reduc corupția și susțin reformele economice. Angajamentul Uniunii Europene rămâne o constantă și este permanent în atenția Comisiei Europene. Lumea se schimbă în fiecare zi, e o evoluție rapidă și complexă la nivel regional, european și global. Odată cu această schimbare, apar și noi provocări. Fiecare nouă provocare pune la încercare capacitățile individuale, resursele naționale și colaborarea internațională. Dialogul pe care doamna Federica Mogherini, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, l-a purtat la București, a marcat o nouă viziune politică a colaborării la nivel european. O viziune politică pragmatică și lucidă, care să poată oferi o direcție clară de transformare a colaborării europene. În cadrul acestei noi strategii, România pare să-și fi regăsit locul pe care îl merită, acela de pilon de stabilitate în Balcani și în zona Mării Negre și de actor important regional, având un rol în formularea și implementarea politicilor europene în această parte a lumii. Vă mulțumesc, Natalia Elena Intotero, deputat județul Hunedoara.